Salutări! Sunt Toma Grozăvescu, fondatorul primei agenții de growth hacking din România și azi vreau să-ți vorbesc despre 3 elemente esențiale pentru o pagină de produs care chiar vinde. Zilele astea e foarte ușor să faci o pagină de produs care să arate bine. Alegi o temă frumoasă și s-a rezolvat. Dar, dacă nu implementezi corect și următoarele 3 elemente, e posibil ca pagina să nu vândă pe cât de bine arată. Așadar, hai să vedem care sunt cele 3 elemente de care ai nevoie pentru a-ți face pagina de produs să vândă. Elementul 1. Un set complet de imagini de produse. Imaginile sunt primul lucru la care se uită potențialii clienți. Așadar, imaginile trebuie să fie clare, să prezinte produsul în prim plan, să aibă lumina adecvată, să arate produsul din mai multe unghiuri, față, spate, sus, jos, diagonală și să arate produsul în acțiune așa cum va fi el utilizat, să ilustreze mărimea produsului ideal în comparație cu alte obiecte comune. Știi vorba aia? Doar o singură dată poți face o primă impresie. Elementul 2. Un titlu de produs persuasiv. Aici probabil o să poți aduce multe îmbunătățiri. Pentru că uite o formulă de titlu pe care o folosim în programul nostru de coaching pentru e-commerce și pe care o poți adapta destul de ușor pentru aproape orice produs. Formula arată așa. Tip produs, nume brand, denumire model, beneficiu principal sau eliminare problemă, caracteristică importantă și apoi opțional pentru activitate, sezon, situație, element de design. Uite câteva exemple create cu această formulă. Rochie de nisa de seară pentru ocazii speciale. Hanorac comod pentru work from home negru. Cămașă de vară ușor de călcat albastră. Ideea e, funcționează pentru orice fel de produs, nu neapărat pentru haine. Pro tip, dacă produsul tău nu are un nume, ar fi bine să inventezi unul. De ce? Deoarece un produs care are o denumire proprie pare automat mai valoros decât un produs literalmente no-name. De exemplu, Rochie versus Rochie Merlin. Al treilea element, descrieri valoroase și convingătoare. Pentru a crea descrieri care să prezinte cât mai bine produsul, noi folosim tehnica subpunctelor valoroase. Procesul e super simplu. Răspunsul la fiecare dintre întrebările de mai jos constituie un subpunct, iar 3-5 subpuncte împreună formează o descriere de produs faină care vinde. Care sunt câteva întrebări la care poți să răspunzi? Care sunt beneficiile principale ale acestui produs? Ce este special sau diferit la acest produs față de concurență și de ce este importantă această diferență? Ce probleme, dureri, inconveniențe elimină acest produs? Pentru cine este acest produs și de ce ar trebui să-l cumpere? De ce ar trebui să cumpere acest produs acum? Care este senzația fizică la folosire sau emoția pe care ți-o transmite, cum te face să te simți, cine altcineva va mai beneficia sau se va bucura dacă tu cumperi acest produs, cine va observa sau pe cine vei impresiona dacă cumperi acest produs. Și dacă vrei câteva întrebări mai avansate, descrie procesul de producție ca dovada calității, a maestriei sau unicității. Sau descrie locul de origine al materialelor sau al producției, se vadă dovada calității și a maestriei care stă în spatele lui. Uite un exemplu. Avem pe de o parte geantă din piele made in Italy versus geantă din piele naturală lucrată manual în atelierele istorice ale Florenței, Italia, regiune natală a creatorilor precum Salvatore Ferragamo, sau cum se pronunța, Roberto Cavalli și Gucci. Apropo, tehnica gravurii cu diamant este cea mai comună metodă de gravură folosită pentru personalizarea bijuteriilor. Doar că sună bine atunci când descrii procesul în sine. De asemenea, o bună parte a bunurilor de piele made in Italy sunt confecționate tot acolo în regiunea Florenței. Deci, din nou, nimic special aici, însă de multe ori diferența o face dacă comunicăm aceste lucruri pentru că competitorii noștri nu o fac. Și noi putem împrumuta din istorie și din reputația acestor zone pentru a demonstra calitatea produsului nostru și pentru a crește valoarea percepută de către client. Ideea e, nu trebuie să răspunzi la toate pe pagina fiecărui produs. Dacă răspunzi la măcar 3 dintre ele, vei avea o descriere de produs mai atractivă și mai eficientă decât 90% din magazinele online pe care le întâlnești, cel puțin în România, și îți garantez asta. Și nu te teme de titluri sau descrieri lungi și descriptive, studiile arată că acestea, în general, vând mai mult. Deoarece în e-commerce, dacă oamenii nu găsesc pe pagina noastră toate informațiile de care au nevoie pentru a lua decizia de cumpărare, vor pleca de pe site-ul nostru și le vor căuta în altă parte. Și nu ne prea dorim asta. Uite, așa pierdem clienți potențiali cu miile și de aceea majoritatea site-urilor au o rată de conversie între 1 și 2% în cel mai bun caz. Așadar, ai doar câteva secunde să captezi atenția și să trezești interesul oamenilor. De aceea, aceste 3 elemente sunt poate cele mai bune, cele mai eficiente, cele mai importante, dar nu singurele oportunități de a transmite oamenilor informații de care au nevoie pentru a lua decizia de cumpărare. Sunt importante, nu le ignora. Și nu uita, dacă ai găsit acest video util, dă-ne un like și urmărește-ne, pentru că în fiecare săptămână publicăm un nou video despre cum poți face marketing mai bine și mai mulți bani din marketing. Mi-am comandat un ou și o găină de pe un magazin online. O să vă anunț.